Unii locuitori ai Chișinăului aruncă la gunoi o grămadă de lucruri care le par depășite de timp. Dar s-au găsit oameni care au pus pe raft de muzeu cărți, medalii sau aparate electrice de care s-au dezis foștii proprietari. Astfel a apărut Muzeul Lucrurilor Pierdute și acesta se află la o uzină de sortare a deșeurilor. Circa 200 de obiecte au fost curățate cu grijă și expuse publicului. În acest mod, autorii proiectului speră că oamenii să înțeleagă valoarea unor obiecte încă bune de folosit. Acesta este locul unde ajunge o parte din gunoiul orașului, circa 2000 de tone lunar. Angajații uzinei sortează mai multe tipuri de plastic, hârtie, sticlă și metale pentru reciclare. Uneori, în proces, dau și peste lucruri neobișnuite. Este samovare bune, de mult, vechi, este tak prețioasă. De cărți și computere. La gunoi deseori ajung bijuterii, medalii, monede, obiecte făcute manual. Au fost găsite biblii sau icoane. Și mi-a plăcut și mi-a dat cel mai tare. Cel mai tare poate icoana Maica Domnului. Și mai. Care eu m-am uitat pe materialul ei, că era o pic cu... că era pictat, că era, dar era foarte vechi. Uimiți de-a binelea, angajații se întreabă cine și de ce aruncă astfel de lucruri prețioase. Oricum ei pleacă și le aruncă, oricum nu-și dau interesul de lucrurile cele vechi. Și pot să le adunăm într-o sală de la noi, de la lucru. Într-o sală le-am adunat. Pe urmă, când am văzut că de acum ele se adună din și mai multe, s-a deschis un muzeu. Astfel a fost fondat Muzeul Lucrurilor Pierdute, care acum găzduiește peste 200 de exponate provenite din Olanda, Japonia, Turcia, Egipt și alte țări. Obiectele au fost colectate timp de un an. Această cană, iată, este fabricată în Japonia, este polită cu aur și are 24 de carate. Eu consider că e un lucru valoros, dar cuiva nu i-a trebuit și l-a aruncat. Reprezentanții uzinei spun că oamenii ar trebui să învețe un consum rațional. Să consumăm mai puțin și dacă nu avem nevoie de acel suvenir, de acel instrument muzical din Maldive, de exemplu, pentru că aici avem câteva de acolo, atunci nu trebuie să-l cumpărăm, pentru că asta creează mai multe deșeuri și vă dați seama, dacă nu ajunge la noi, ajunge în natură. În curând, bunurile din muzeu vor fi expuse spre vânzare la un preț simbolic pe o platformă online. Inițiativa va permite organizatorilor să reînnoiască expoziția, iar banii adunați vor fi utilizați pentru întreținerea muzeului, care, speră ei, va inspira oamenii să recicleze. Până și pereții muzeului sunt din sticlă reciclată, material care asigură o durabilitate înaltă a construcției. Acesta poate fi vizitat gratuit cu informare prealabilă. Crearea lui a fost susținută de PNUD Moldova și Facilitatea Globală de Mediu.